Da, nici problemă. Da? Bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența de astăzi. Știu că este o perioadă aglomerată acum cu alegerile locale și o să încerc să fiu cât mai scurt și la obiect. În primul rând vreau să discutăm puțin despre ce înseamnă directorul județean din partea Consiliului Tineretului din România, pentru că este o poziție nouă la noi în județ și foarte multă lume nu știe ce înseamnă. Scopul meu principal este acela de a dezvolta simțul responsabilității civice. În primul rând, consider că este esențială inițierea unor proiecte și inițiative pilot, inovative, care să implice foarte mult și să susțină participarea comunității locale la viața civică. În al doilea rând, este foarte important ca gradul de informare al cetățenilor legat de deciziile locale care se iau să fie crescut, pentru că trebuie să învățăm lumea să știe ceea ce votează. În această direcție am organizat prima dezbatere publică cu tinerii din Reșița și cu candidații de la primăria locală. Această dezbatere este organizată împreună cu președinții de la Consiliul Elevilor de la cele patru licee teoretice din Reșița. Dezbaterea va avea loc luni, pe data de 14 septembrie 2020, de la ora 17, în curtea Universității Eftimie Murgu. În cadrul acestei dezbateri, tinerii din Reșița vor putea să adreseze întrebări legate de strategia și despre ceea ce își propun candidații de la primăria locală să facă pe următorul mandat. Împreună cu ei și cu organizațiile de tineret din Caraș-Severin, ulterior, după terminarea alegerilor locale, vom încerca să găsim și să facem o listă a priorităților tinerilor din Caraș-Severin și din Reșița. Vom lucra împreună în ședințe de lucru și vom încerca să găsim soluții și să le implementăm prin politici publice de tineret. După terminarea alegerilor locale, pe agenda mea personală va fi principală luarea legăturii cu toți reprezentanții organizațiilor de tineret din Caraș-Severin, după care îi vom informa despre activitatea CTR și îi vom aduce la cunoștință că CTR-ul este aici să-i sprijine și să-i susțină oricând au nevoie de ajutor. De asemenea, în contextul actual al pandemiei și situația în care ne aflăm acum, considerăm ca CTR că tinerii au niște priorități și niște nevoi care acum sunt acutizate din cauza situației pandemice. În acest sens, Consiliul Tineretului din România propune un plan de măsuri care se numește România Tânără, România Prosperă, pentru sprijinirea tinerilor din România în condițiile de COVID-19. Acest plan are aproximativ 10 puncte, vom reaminti câteva dintre ele. Vorbim despre reintegrarea pe piața muncii. Este momentul în care tinerii trebuie să fie susținuți și să aibă toată susținerea noastră pentru a se angaja, pentru a se dezvolta și a fi pregătiți să intre pe piața muncii. După aceea, vorbim despre niciun tânăr nu rămâne pe din afară. Este foarte important ca toți tinerii, mai ales acum că primul semestru din anul ce va începe se va desfășura în mare parte online, să poată tot accesa materialele de studiu în mod online gratuit. Vorbim despre inovație, coeziune și performanță, tinerii antreprenori. Este foarte important să susținem tinerii antreprenori din România, pentru că aceștia sunt viitorul, să le oferim tot sprijinul de care au nevoie, finanțările de care au nevoie, materialele de studiu de care au nevoie, pentru a putea fi viitori antreprenori care dezvoltă și susțin economia țării. Și nu în ultimul rând, amintim un sector de tineret public. În ziua de astăzi, în România, începe să se pună foarte mult accent pe organizațiile non-guvernamentale de tineret, de elevi și de studenți. Consiliul Tineretului din România susține aceste organizații și cumva îndemnă autoritățile publice și companiile să susțină organizațiile, să le ajute să se dezvolte, pentru că ele cumva ne pregătesc viitorii tineri. Dacă aveți întrebări, cu mare plăcere. La nivel național, nu pot să mă dau cu părerea momentan. Așteptăm să vedem noile decizii care se vor lua în legătură cu distribuirea materialelor electronice pentru elevii și studenții care nu au posibilități să le acceseze. La nivel de informare, organizațiile studențești și CTR-ul fac campanii de informare și de aducere la cunoștință, faptul cum se folosesc platformele și
cum să acceseze lumea. Pe plan județean, după terminarea alegerilor locale, vor urma să mă întâlnesc cu câștigătorul alegerilor, să vorbim puțin despre zona de tineret și să vedem ce putem să facem pentru a susține tinerii din zona de Caraș. Astea nu știu cum să le vreau. Sunteți de la Consiliul Elevilor? Da. De la ce zice? Da, nu știu cum zice. Nu zi brânză, zi altceva acum. Eu sunt Glosic Dragoș, președintele Consiliului Elevilor al Liceului Teoretic Traian Vuia. Ce ai ales să te implici în Când am început clasa 10 și am candidat pentru prima dată la președinția Consiliului, am văzut din exterior că elevii nu voiau să se implice în activități extrașcolare și în binevoia elevilor în liceul meu. Și am zis că dacă tot am șansă, să pot face eu diferența. Și ce acțiune ai întreprins cu așa ceva concret? Cam ce ați făcut voi? În prima fază, prima activitate a fost activități sportive împreună cu toți elevii școlii. După aceea am făcut activități de dezvoltare, am vrut să fac un training de educație antreprenorială, am făcut două strângeri de fonduri pentru un caz nevoiaș din Reșița și cumva am reușit să strâng mai bine colectivul elevilor din Vuia. Spune acum, în contextul acesta al pandemiei, cum vrei să începe școala la liceu? Sistemul hibrid, din câte am văzut, cum crezi că va fi? Din câte am înțeles, o să fim împărțiți pe jumătate, o să fie complicat, având în vedere că sunt și săli de clasă mici și va trebui, din câte am înțeles, că o să facem doar jumătate din zi, o săptămână la școală, o săptămână online, dar în perioada pandemică trebuie să ne rezumăm la aceste măsuri. Funcționează sistemul online? Da, sunt de părere că funcționează dacă elevul vrea să-și dea interesul să învețe, poate să învețe de oriunde. Jurchescu Adrian sunt președintele Consiliului Elevilor de la Colegiul Național Mircea Eliade. Da, deci am ales să mă implic prin simplu fapt că pur și simplu am vrut să încerc, sau dacă nu se pot neapărat, dar să încerc să fac o schimbare. La fel, eu cred că un elev poate au idei geniale și poate au nevoie la un moment dat doar de un imbold ca să poată să facă ceva, poate le e frică, poate n-au curaj, poate nu știu cum să o facă și atunci noi de asta suntem aici ca să încercăm pe cât putem să-i ajutăm. Tu cum vezi că va începe noua școală, cum crezi că va fi? Sincer, din punctul meu de vedere, eu zic că o să avem unele probleme, că după cum știți și dumneavoastră mai bine decât știu eu, nimic nu-i concret nici chiar până astăzi. Care ar fi problemele legate de... Păi, o problemă ar fi, să zicem, măștile, dar nu-i... Na, ok, am înțeles, le aducem de acasă, asta n-ar fi o problemă. Ideea e că multe școli nu au infrastructura necesară, poate altele și de la oraș, nu neapărat din zona rurală, altele din zona rurală poate duc mai bine decât alte școli din oraș, dar strict la orașe s-ar putea să existe probleme la dotarea băilor, cu simplu săpun și cu simpla hârtie igienică. Crezi că vor fi probleme genul, știu, să va trece doar la sistemul online la un moment dat? Eu zic că sistemul online 100% nu e neapărat o cea mai bună idee, având în vedere că nu doar poate unii elevi nu pot sau poate chiar nu știu, dar să fim serioși, adevărul e că nici toți profesorii nu sunt experți, ca să zic așa, sau nu se descurcă în platformele online. Da, le cheamă lui Marcisca. Nu, nu, dar nu din...